Gata, m-am sincronizat static și dinamic. A început de zis. Tatea de obicei trebuie ca încep cu antescriptul. Într-o însemnare anterioară, probabil am șocat. Când am afirmat că 1000 de comuniști au scos ce era mai rău din popor blând și creștin. Toți au zis, nu chiar așa. Acum, la Antena 3, s-a făcut o recapitulare la Mineriade. Privind de departe, în Valea Jiului, minierii erau foarte credincioși. Chiar înainte de 89, foarte multe biserici acolo. Că se avea o activitate în care crăpai foarte repede. Și, firesc, își asigurau spatele. Deci, blânzi, credincioși, pâinea lui Dumnezeu. Rezultatul? S-a urcat în tren, nu le-a explicat nimeni nimic, decât că trebuie să planteze panseluțe. S-a dat cozile tatăl în coape și ce-a coborât în gara la București? Niște bestii. Ce s-a întâmplat? Nimic. Ce înseamnă? Că de fapt bestiile erau și în Valea Jiului, dar le lipsise scânteia. De se poate. Foarte ușor. Și n-au fost singurii. Au participat și milițieni, care la fel au dat dovadă de aceeași bestialitate. Au participat și militari în termen, din MN, care la fel au dat dovadă de aceeași bestialitate. Ba au participat și muncitori din București, care la fel au dat dovadă de aceeași bestialitate. La cine? La un popor blând, cu frica lui Dumnezeu. De se poate. Ce trebuie? O scânteie. Trec la alta. Stella Covaci. Dat afară din casă. A făcut un gest personal de curajos prin 56 în Ungaria. Când a fost revoluția din Ungaria, a vrut să facă ceva în genul ăsta și în România. Securitate, pușcărie, repercursiuni toată viața. După câte am înțeles, nici acum n-a fost exonerată de acuzațiile care s-au adus. Dar una e una, alta e alta. Și-a pierdut casa din cauza asta, au mutat-o cu chirie în altă casă și acum au venit niște moștenitori și-o scot afară din casă. Ia omul ce-a făcut, e grozav. Însă aici alta e problema. Nu stătea în casa ei, casa era altuia. Ăsta nu trebuie separate. Că acum s-au trezit aia ca să revendice casa, e cu tot alt aspect. Însă omul ăsta mare, Stella Covaci, nu stătea în casa ei. Asta nu se poate uita. O moșt proprietatea privată, așa zis, guru Iliescu. Pe totuși, hai! Sau la asta, Kim Jong a vizitat o fermă care creștea pui de broască testoasă și cam mureau. Și șeful fermei a spus, domnule, păi întrerupe curentul, de-aia mor. S-a sictirit liderul. Și a spus că trebuie amenajat o zonă pentru educarea angajaților în istoria revoluționară. Și ordona ca șeful fermei să fie împușcat. Înainte de 89 am fost vândut de MN la Căile Ferate, 2 ani. Și acolo în fiecare, cred că seară, era o teleconferință
la care participau toți șefii de gară din toată regiunea Brașov. Normal, teleconferința era condusă de directorul general, unul Neașu. Și la un moment dat, când începuse cu sport teleconferința, că era un ritual întreg, erau toți chemați, verificați legăturile, când era totul gata, îi dădea lui ăsta frânele, friele. Și i-a murit teledispecerul. Scandal! Au luat ăștia să vadă ce este, au adus al teledispecer, dar a cerut ca să se cerceteze. Precizez, Neacșu era inginer. Și ce au descoperit ăștia? Că ți-arsese siguranța. Și Neacșu ce-a hotărât? Să fie pedepsiți mecanicii de întreținere că nu au luat măsuri să verifice din timp. Inginer. Și am discutat cu unul de mecanicii. Zic, măi, dacă aș fi în locul vostru, aș băga un cui în locul siguranței. Și pe asta am și făcut. Regim democratic. Trec la bodii. În handbal există o regulă. E o echipă în atac, una în apărare. Echipa care e în atac să căne mingea. Nu devine agresivă cu scopul de a ajunge să tragă la poartă. Trag de timp. Nu mai știu după cât timp arbitru e obligat să fluiere și atenționează. Joc pasiv. Și lasă să continue. Dacă tot așa țăcăne mingea, arbitru fluieră și dă mingea echipei celelalte. Sper să continue meciul. Asta e handbal. Dar ce legătură are asta cu situația mea? Păi în martie am făcut o petiție la Asociația de Proprietari. Suntem în iulie și problema e tot în coadă de pește. Și privind puțin mai departe, îmi dau seama că și la anul pe vremea asta, dacă insist cu petiții, o să fiu exact în aceeași situație. Așa că renunț de a aborda astfel problema. Că n-am nicio șansă. Nu înseamnă că renunț de a strânge pe ăștia la gât. Dar o să caut alte forme și metode. Și despre ce era vorba în petiția aia, făcută de mine pe 29 mai. Dar de fapt provine într-una din martie. După aia am făcut-o din nou în mai și am ajuns în iulie. Sunt acolo 8 puncte. Singurul câștig la punctul 8, cel care l-a răspuns să fie atașat o copie extras după registrul de procese verbale a Asociației de Proprietari, prin care să rezulte ce s-a discutat de către cine privind această petiție. Ei, s-au ținut de ăsta, dar normal cu nuanțe. Mi s-a prezentat un proces verbal de la care era o compunere de memorie a lui Brândușe și cu 6 scrisori. Însă cum iese din compunerea aia, nu le iese că cineva a avut ceva de zis. În rest, pe scurt ce vreau eu, că sunt niște probleme care le învăț eu de nu știu când. Mi s-a reproșat că trebuia să ridic la ședința, la adunarea generală, că nu sunt de acord cu bugetul. Și am spus un lucru. Proprietarii sunt competenți să voteze pe Hagi dacă este sau nu lege, pe Bianca dacă este sau nu bună. Însă ca să analizeze, să aprobe un buget local, trebuie ca inițiale ASE să le spună ceva. Înainte de 89 era un concept. Omul multilateral pregătit în toate domeniile
cum spunea tovarășul. Toată lumea se pricepea la orice. Ei, suntem în 2015 și acest concept se păstrează. Despre buget, eu n-am făcut în viața mea un buget de asociație de proprietari. Dar am fost șef de transmisiuni. Și anual făceam cereri de materiale și mijloace bănești pentru anul următor. O săptămână lucram la situația asta. Când vedeam, centralizam tot ce am consumat într-un an, mă gândeam pentru anul următor și ceream pentru primul trimestru, pentru semestru, lunar, ce să-mi dea. De la toate. Verificam în toate instrucțiunile ce drepturi aveam. Ce spunea, de exemplu, la 10 reparații de telefon, am dreptul de 10 grame de cositor. Câte telefoane am, ce înseamnă asta și trecut acolo pentru anul următor. Și așa mai departe. O săptămână lucram. Și aș fi în stare, fără niciun fel de probleme, să fac un proiect de buget. Dar asta? Ce îmi răspunde motivarea prezentată în adresa primită de asociație că proprietarii prezenți la adunarea generală nu sunt competenți și nu au studii superioare pentru a vota un buget, sunt jigniri și insulte la adresa persoanelor prezente. Am eu problema? Eu zic că nu. Dacă eu, într-o ședință de asta, mă ridic și spun, am nevoie de votul dumneavoastră, ce părere aveți dacă eu afirm că îmi creați un complex afectiv, cognitiv, motivațional, care nu-mi permite să mă focusez? Sunteți de acord sau nu? Ce o să zic? Numai cineva care a făcut cel puțin un curs de psihopedagogie poate traduce ce am spus. Așa e și cu bugetul ăsta. În orice țopârlan poate să își dea cu părerea. A, la Hagi, da. La Bianca lui Bot, da. Că acolo e vorba de impresie artistică. Mai mult, când zice acolo, Comitetul Executiv atrage atenția să vă păstrați aceste comentarii jignitoare la adresa proprietarilor pentru monologurile din fața calculatorului. Ce fac acum? Tare vreau să-l văd eu pe Părândușe vorbind o jumătate de oră în live. Și am 977 de însemnări. Nimeni nu m-a acuzat că mă contrazic de la o însemnare la alta, că bat câmpii, că sunt sau nu sunt de acord cu ce spune, cu tot altceva. Iar e o noțiune, libertatea de exprimare, ce limite are. Prându-și ne umblăm pe net, la fel ca și ceilalți proprietari care sunt analfabet digital, nu știu de asta. Libertatea de exprimare constituie una din fundamentele esențiale a unei societăți democratice și una din condițiile primordiale ale progresului, bla 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 bla. Sub rezerva celui de-al doilea paragraf al articolului 10, ea se aplică nu numai informațiilor sau ideilor primite în mod favorabil sau considerate ca inofensive, și a celor care lovesc, șochează sau ne liniștesc o persoană sau o parte a populației. Cine zice asta? Un avocat la curtea la Haga, în Regatul Unit, altul al Germaniei, tot ei zic. Libertatea de exprimare privește nu numai informațiile sau ideile primite în mod favorabil sau considerate inofensive, ci și cele care lovesc, șochează sau ne liniștesc. Cine zice asta? Un avocat la curtea la Haga din Brazilia, altul din Austria, altul din Franța, altul din Danemarca.
Păi, Brândușe, îmi pare rău că ceea ce spun deranjează. De acord. Dar ăștia nu voie. Alt punct ridicat de mine acolo. Punctul 2. Am atras atenția că în bugetul ăla a uitat să facă trimite la articolul 28.1. E că era chestia serviciile care sunt intermediate de asociația de proprietari la utilități publice. Care este ne trimite factura, asociația de proprietari o împarte conform regulilor pe proprietar, strâng banii, trimite înapoi la termen banii și articolul ăla 28 cu 1, ultimul lucru care le zice acolo și trimit lista datornicilor, care nu au achitat. Și nu mai e treaba asociației de proprietari să recupereze bani de la datornici. Ce răspunde? Face trimitere exact la articolul ăla, însă uită să spună treaba asta, că asociația de proprietari nu are treabă cu recuperatul restanțelor. Cu toate că prima parte a citatului o găsește. Ca să nu zic în paragraful ăla, deci referitor la articolul 28 din legea ăla, pe care îl invoc, nu are nicio legătură cu stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli la asociații. Ăsta e un paragraf. Asta începe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mai la vale. Spune că totuși prin urmare, aceste sume trebuie cuprinse în bugetul asociației. Păi, cu 6 rânduri mai jos. Păi, sau are, sau nu are. Fractură logică. Poftim cultura. Punctul 3. Rămân profund înlaturat că nu mai sunt furat cu suma de 2,5 lei. N-a comentat treaba asta. Dar s-a resetat și ar mai lua că dacă nu-l primesc ca să vadă el contorul, să tragă de sigiliu, mă pune la paușal. Dar n-a spus nimic de treaba asta. Ce să mai lungesc? La punctul 6. E o chestie care o vreau din 2004. Că mi s-a spus, zice, doamne, ți-am dat înapoi 60 de lei. Zic, actele, în baza căruia mi-a dat 60 de lei. Păi doamna a calculat. În ce bază? Da, a calculat. Ce asta, Sfânta Maria Tereza? S-o crede pe cuvânt? Că nu numai eu am fost afectat. 20 de proprietari au fost furați. Deci asta presupunea ca toată perioada asta de furt să fie analizată. Și pentru fiecare în parte din ăștia 20 să calculeze ce primesc. De ce nu vor să facă? Păi știu că nu le mai este 60 de lei. Că atunci când a spus, zice, doamne, păi 60 de lei. Cum zic, doamne, din 2004 până în 2009, 60 de lei? A, zice, pe linie de evidență contabilă, numai ultimii 3 ani. Că așa zice legea. Dacă nu s-a rezolvat în 3 ani, să prescrie. Dar problema care e? Nu e vorba de o problemă de evidență contabilă, ci vorba că eu, Popescu Colibaș, a trebuit să plătesc în locul altor proprietari. Și acum e normal să primesc toți banii înapoi. N-are treabă cu evidența contabilă. Rămas în coadă de pește. În concluzie,
Ea reușește ca să decupleze. A acceptat. Greu de tot. Și a recunoscut-o cu gura lui că a greșit când a impus această taxă. Dar nu face nicio legătură cu cele două procese care le-am pierdut eu. Păi dacă tu recunoști că ai greșit când ai impus această taxă, implicit recunoști că ai greșit și când m-ai dat în judecată. Și atunci ce pare așa curios, că mie mi se pare normal să vezi că mi-ai băgat pe gât penalizări care le-am plătit și pe alea, dom'le, am greșit, bun, și tornă în tot. Nu te-am dat în judecată. Bun, în concluzie, banii aia care ți l-am luat pe post de penalizări nu se justifică, n-a banii înapoi. Complicat. Și mi-atrage atenția că sunt iar la dator la întreținere pe 5 luni cu 230 de lei. Dar recunosc. Pentru mine suna, suma modică, 230 de lei. Însă, exact pe aceeași listă unde m-a găsit pe mine cu 230 de lei, e unul care are 1099 de lei. Ăsta nu i-a bătut obrazul și nu l-a amenință că îl dă în judecată. De ce? Că e de-al nostru. Și cu totul, restanțe sunt 2170 de lei. Dar problema e aia, 230 de lei ai mei. De ce? Păi vedeți ce față am eu. Clauza națiunii ce mai nefavorizate, Radel. I-am plătit, l-am făcut fericit. Asta e. Nu înseamnă că am renunțat. Departe de mine de gândul de a renunța. Dar schimb tactica. Ca să nu mai ajung în clinciuri de genul ăsta. Pentru un fel mă lupt cu morile de vânt. Eu am prezentat 9 puncte frumoase. Și el zice, domne, nu-i treaba comitetului. Cu asta începe. Mi-a plăcut cum a întors-o. Care e treaba comitetului? Analizează problemele ridicate de membrii asociației și au măsuri pentru rezolvarea acestora, conform hotărârii adunării generale a asociației. Punct. Păi dacă la adunarea generală a asociației proprietarii votează un anumit lucru, comitetul nu mai analizează nimic. Dă curs votului, fiindcă adunarea generală hotărăște. Și pe cale de consecință, așa cum vede el problema, nu mai poți să ceri nimic de la comitet ca să-ți lămurească niște lucruri. Cum am spus eu, domnule, arătați-mi cum ați calculat. Ridică problema în adunare generală. O să o ridic. Mă înțelegeți? Azi noapte n-am putut dormi toată noaptea, că m-am certat cu dobitocul ăsta. Pentru liniștea mea. Case closed, vorba fostului chestor Șoric, care a rămas nemuritor cu expresia asta, dar nu încheiat. Atac altfel. Vedeți că am eu semnarea aia cu unde ești? Atex computer. A apărut ca o floricică. Doamna, cum o cheamă, scandalizată până la Dumnezeu. Și a mai lipit-o niște, a mai un schimb de mail-uri. Unde au greșit e vital, chiar așa că m-au înșelat. În prostie, că nu au fost cu captă, proști ce sunt. Scăpau de toată treaba asta cu mine, dacă cu asta începeau. O scrisoare oficială din partea firmei, domne, am greșit, scuză-ne, pe de bă, duceți-vă de dracule. Nu, e un proverb.
care mi-a plăcut foarte mult. Un proverb românesc, sărănesc. Capra cât e de răioasă, tot ține coada sus. Se potrivește și la ATX Computers, ca să vedeți ce țâfnoasă era tipa, se chitrită până la Dumnezeu, că acum are probleme. Intrați acolo pe scrisoare. Am calmat-o. Și de fapt aceeași problemă e și la Asociația de Proprietari, la Brândușe. Capra cât e de răioasă, tot ține coada sus. Cum să-și ceară scuze? Că eu, printre altele, am cerut un lucru. Domnul ăștia, 8! Cu o scrisoare în care recunosc că au greșit și cer scuze. Eee! Cum răspunde el? Domne, din 2009 s-au dat banii înapoi. Domne, eu zic scuze, nu banii înapoi. E cu totul altceva. E o treabă de 7 ani de acasă. De acum am zis eu, diaspora de scară. Ăștia primii ani, cei 7, nu i-au făcut în oraș. I-au făcut în diaspora. Gata, gata. Atât am avut de zis. Case closed. Dar revin eu. Mici noi. Toate bune, ne mai întâlnim. De ce dracu mă lupta eu cu asta? Consum din cel mai prețios capital al meu, timpul. Vorbim pentru nimeni. Că ținta ar fi Brândușe, ar fi ceilalți proprietari, că ei sunt analfabet digital. Și am chiar mari rezerve că ar fi în stare să înțeleagă ce spun. Vorbesc mult, a dracu, ca la Twitter, 140 de caractere. Să resetez. De bios.